Veste bună pentru agricultorii. Guvernul va compensa 30% din valoarea accizei la motorină. Anunțul a fost făcut de premierul Natalia Gavrilița. Pe lângă asta, șeful executivului a anunțat și despre alte acțiuni de sprijin pentru sectorul agrar și a declarat că autoritățile caută căi de deschidere. Totodată, Gavrilița a atenționat populația că în acest an, potrivit experților, prețul produselor agroalimentare vor crește. Premierul Natalia Gavrilița a declarat la o conferință de presă susținută după ședința executivului că în ultimele două săptămâni a avut o serie de întrevederi cu mai multe grupuri de producători agricoli și a concluzionat că situația este foarte grea. Astfel, în vederea asigurării securității alimentare a țării, șeful guvernului a anunțat un pachet de sprijin pentru sectorul agrar. Vom compensa 30% din valoarea accizei la motorină utilizată în agricultură. În al doilea rând, vom asigura agricultorii cu mijloace circulante de care au nevoie acum, în special, pentru a procura inputuri. Vor putea fi compensate până la 200.000 de lei din rata dobânzii la creditele accesate pentru completarea mijloacelor circulante și suplimentar până la 150.000 de lei pentru creditele accesate pentru proiectele investiționale. Pe lângă asta, Gavrilița a declarat că fondul de subvenționare în agricultură va fi majorat în anul curent până la 1 miliard 750 de milioane de lei, comparativ cu 1 miliard 100 cât era în 2021. Totodată, guvernul a schimbat formula de acordare a ajutoarelor din partea statului pentru producători. Astfel, dacă anterior banii în cea mai mare parte ajungeau la producătorii mari, din acest an vor fi 4 categorii distincte de beneficiari: producători mari, medii, mici și microproducători. Gavrilița a mai anunțat că în premieră din fondul de subvenționare va fi susținută înființarea plantațiilor multianuale doar cu soiuri înscrise în catalogele UE al soiurilor de plante agricole. O altă noutate este că guvernul va subvenționa practicile de eficiență energetică prin compensarea a 50% din costul semințelor leguminoase de calitate de producție autohtonă, dar nu mai mult de 2000 de lei per hectar. De subvenții vor beneficia și instituțiile de învățământ din domeniul agricol, dar și cele de cercetare-inovare din acest sector, precum și asociațiile utilizatorilor de apă pentru irigații. În context, șeful executivului s-a adresat agricultorilor cu îndemnul de a nu lăsa mâinile în jos. Principalul element al succesului în acest an agricol este voința și determinarea oamenilor pământului să muncească și să învingă zi de zi obstacolele care le stau în față. Regiunea are nevoie mai mult ca niciodată de succesul agricultorilor. Căutăm căi de a deschide piețe noi. Chiar astăzi, ministrul agriculturii se află într-o vizită în România cu mai mulți producători agricoli. Premierul a mai precizat că acest an va fi unul dificil, deoarece, potrivit experților, prețurile pentru produsele agroalimentare vor crește. E o veste proastă pentru majoritatea cetățenilor, dar pentru agricultori, pentru cei care ne hrănesc pe toți, e o motivație adițională să investească, să folosească la maxim acest an agricol. În context, prim-ministrul a declarat că săptămâna viitoare va merge într-o vizită de lucru la Berlin pentru a discuta despre instrumentele disponibile în vederea susținerii adiționale a țării pe timp de crize. Tot ea a precizat că guvernul acționează pe baza a 5 piloni anticrize: creșterea veniturilor populației, asigurarea securității alimentare, securitatea energetică, asigurarea unei concurențe sănătoase, precum și asigurarea securității cetățenilor și ordinii publice.